Bună! Na, că e bună! Bine. E Cătălina. Ce faci? Asta e bun. Mamă, sincer, sunt surprins și chiar îmi place. Ce? Că ai venit tu. Da. Mă așteptam să vină Cătălina, că așa au spus băieții și chiar nu aveam starea atât de bună când am auzit că o să vină altă fată. Sunt foarte entuziasmat și foarte fericit, chiar mai mult decât fericit. Îmi dai voie să stau și eu puțin mai apropiat de tine, sau? Da. Îmi cer scuze. Am primit floricica de la tine. Da, ți-a plăcut? Da. Mă bucur. În primul rând, vreau să încep prin a-mi cere scuze, sincer. Îmi pare rău că te-am dezamăgit, să zic așa, și chiar am stat să mă gândesc și cu siguranță ai tot dreptul să fii dezamăgită. Și crede-mă cu adevărat că singura fată de care eu sunt interesat ești tu. Eram puțin dezamăgită pentru că vrea să o cunoască doar pe Ștefania și având în vedere că Ștefania era cu Ionuț, cred că din acest motiv a spus că vrea după să mă cunoască doar pe mine și acum nu-l cred încă în totalitate, dar vreau totuși să-i dau ocazia să ne cunoaștem. Cred că știu ceea ce vreau să fac în continuare și sunt foarte hotărât în privința asta. Acum rămâne să-ți demonstrezi ție dacă sunt băiatul potrivit pentru tine, pentru că ai spus că ai dubii. Deocamdată nu-l cunosc, nu știu ce să cred. De asta am spus că vreau să continui să-l cunosc ca să văd dacă într-adevăr e sincer. Nu m-am grăbit, am făcut-o datorită faptului că simt ceva pentru tine și crede-mă că ieri îmi venea să nu știu ce să fac pe aici. Chiar îmi doream foarte mult să vorbesc cu tine. Mă uit la tine și e superb, nu știu, vine foarte bine și rochița. Îmi place că știi să te machiezi cu gust. Mulțumesc. Dacă chiar simțeam că Ștefania este fata cu care pot forma o relație, vă dați seama că luptam. Dar pe măsură ce a trecut timpul și având ocazia să socializez cu Mădălina la acea întâlnire unde am participat cu toții, am realizat și am simțit că este fata potrivită pentru mine. Vreau doar să spun o chestie. Te rog. Nu te mai certa cu băieții, cu super pe mama ta. Sunt puțin atacat de către David. David vrea să te cunoască pe tine. Eu nu mă cer din cauza faptului că el vrea să te cunoască pe tine. Doar că el este genul de persoană care vine, provoacă și pe urmă o duce într-un sens în care ar fi dramatic. Oricum, eu știu ce vreau și știu ce simt și știu ce se va întâmpla. Ce simți? Da, am un sentiment foarte frumos. Voi vedea dacă mi-l împărtășești și tu și mai departe ne lăsăm pe mâna sorții. Mădălina reprezintă totul din casă pentru mine și mă voi concentra doar pe ea. Dacă ar fi vreun băiat care ar vrea să te cunoască și să îți spună că și-ar dori și el să formeze un cuplu cu tine, cum ai proceda? Dacă mi-ar cere să ieșim ca să vorbim, accept că nu-i nimic rău în asta. Așa. Dar bineînțeles că pot să-i spun că nu-mi doresc asta. Deci o să punctezi lucrul acesta. Da. Nu cred că m-aș potrivi cu alt băiat. Probabil mi-am făcut o idee despre Radu și de asta consider că mă potrivesc cu el. Am cam început cu stângul. Da. Și chiar îmi pare rău și vreau să vezi că sunt altfel. Oricum, la mine contează faptele, nu vorbele. Am apreciat faptul că mi-a mai oferit o șansă, șansa de a-i demonstra că a făcut alegerea corectă în momentul în care a înțeles că vreau să-i demonstrez că sunt singurul băiat potrivit pentru ca noi să formăm o relație. Pe mine, sincer, nu mă interesează premiul. Pe mine mă interesează să găsesc ceea ce îmi doresc cu adevărat aici în suflet. Mi se pare un băiat serios la locul lui care ar putea întemeia o familie. Și îmi place că-i și glumeț și pot să mă distrez cu el. Vreau să te am în brațe. Tot vreau să te am în brațe. Și chiar, uite, că ne potrivim cu statura. Și îți promit că nu o să te mai dezamăgesc și o să-ți demonstrez ceea ce ți-am zis. Da, a fost o primă întâlnire așa în care s-au apropiat, dar ai avut o remarcă, Ștefania, în timpul materialului. De ce tot pomenești de mine, numai despre mine vorbești, ai spus Mădălinei? Da, eu credeam că o să fie bine. Asta l-a fost. Eu
mine, dragă, aici pe... Da, da, par și tu un pic deranjată. Da, par deranjată. Par, par sau ești? De ce? Pentru că eu credeam că am depășit momentul și nu e cazul să tot am realizat că nu mai vreau să cunosc pe Ștefania. M-a dezamăgit că de fapt el voia să o cunosc mai pe Ștefania. Ok, așa. Ea avea o problemă cu la valiera. Ah, ok. Mai spune. Mai spune o dată, te rog, să audă și cei de acasă. Să înceapă ei să se cunoască. Așa. Fără să mă mai implice pe mine. Bun, da. Cumva, deci, s-a supărat Mădălina pe Radu. La faptul că Radu... Mi-a acordat o șansă, înseamnă că a trecut peste. Mădălina, ai trecut? Da, am trecut peste. De asta am și spus că vreau să continui să-l cunosc. Și de acum o vedea dacă ne potrivim sau nu. Da, pe de altă parte mă uit la David și a pus așa mina aia de om sceptic. Nu știu, nu vreau să comentez foarte mult ceea ce face Radu. Eu doar am vrut să cunosc, să vorbesc cu fetele, atât tot. Bun, nu ai era... posibilitatea să o inviți pe Mădălina la un date, dacă vrei să o cunoști și pe ea, chiar dacă, că până la urmă nu sunt oficial un cuplu. Da, dacă vrei, o să cer? O să cer lucrul acesta? Din casă. O să cer lucrul acesta? Poate îl voi cere, dacă voi simți nevoia. Momentan sunt puțin supărat din de cauza ce? A ceea ce a făcut mama în emisiune și nu prea am chef de o întâlnire, să zic așa. E, acum tu ai venit cu un alt scop aici. Mama da, e normal. Mama. Tu o știi mai bine decât noi pe mama. Se pare că nu o știu nici eu. Am fost un pic dezamăgit de tot ceea ce a făcut și ea de tine. Chiar aș vrea să discut cu ea, dacă se poate. Mai mult aș vrea să vorbesc cu mama. Deci tu vrei un date cu mama, să înțeleg. Și două lumânări. Da, uite ce spune Ștefania, că și ea este dezamăgită de tine. Sunteți doi dezamăgiți, acum trebuie să rezolvăm problema asta. Da, normal. Și fetele, cred că este destul timp pentru... Dacă vor să mă cunoască, vor avea timp. Radu, da. O să o invite probabil pe Mădălina la această întâlnire. O să te deranjeze? Te deranjează? Nu m-ar deranja acest lucru. Chiar dacă, dacă aveți ceva de spus cu voce tare, nu șușotim, că este n-aud. Interesat să o cunoască pe Mădălina, eu nu o să stau să fiu un obstacol în calea fericirii lui. Dar cu siguranță și vreau să punctez și să mulțumesc Mădăline pentru vorbele frumoase pe care le-a spus despre mine în acest material și cred că și ea știe cu adevărat ce vrea să facă în continuare. Mai exact, mă refer strict la noi doi. Da, ea a fost cumva... Mădălina, nu te pripești un pic că spui că tu crezi că Radu este singurul care te potrivi în emisiune. Totuși, a trecut doar o săptămână. Da, păi de asta am spus că vrea să-l cunosc. Probabil mi-am făcut doar o idee despre Radu și vreau să văd dacă acea idee este adevărată, mm-hmm. dacă într-adevăr ne potrivim. Adică, într-o săptămână... Oricum sunteți la modul ăsta protocolar. Vai ce drăguțe ești, vai ce drăguțe. Pe bune, da, da. Clasa a doua. Sigur, nu. Eu cred că Mădălina este suficient de matură încât să știe ce vrea cu adevărat. E mică, ce și matură, suficient de matură în... Ce texte sunt astea? Suficient de matură. Sunt vorbe, nu sunt texte. Și sunt vorbe pe care le simți să le spui.